numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Slăviți să fie Domnul! Am inversat ordinea pe care frații o propus-o în seara asta și am ales să vorbesc eu la început din mai multe motive. Unul care contează mult pentru faptul că ceea ce îndrăznesc să spun astăzi ne solicită un pic mai mult mintea. Și sunt convins că acum la început e mai odihnită și mai capabilă să urmărească ceea ce o să vă pun înainte. Un alt motiv, în mod normal, ceea ce voi spune n-ar fi neapărat necesar dacă nu ar exista anumite nedumeriri sau înțelegeri greșite sau provocări. Și fiind convins din dialogul care l-am avut cu unii cu alții că există, e nevoie și de o prezentare biblică și cât de cât pe înțeles a ceea ce înseamnă pentru noi icoanele. Prin asta mai ales încercăm să evităm extremele. Nu vreau deloc să ajungem la extreme. Cu mulți ani în urmă am învățat un citat foarte scurt, dar foarte important. Extremele totdeauna se întâlnesc în eroare. Eu văd extremele ca și coșurile de gunoi care spuse pe stâlpi de o parte și de alta unui drum. Și cred că niciun om normal n-ar opri la fiecare să caute, să vadă ce e în el. Și-ar vedea de drum. Din păcate și în privința icoanelor au fost extreme sau exagerări. Ultima mare prigoană asupra credinței creștine a fost din cauza icoanelor. Și s-au exagerat și de o parte și de alta. Au exagerat și cei care credeau că trebuie să răzuiești din icoană, din zugrăveala de pe icoană, pentru a sfinți cu asta mai mult Sfânta Împărtășanie. A fost o exagerare și o greșeală. Au exagerat după aceea și cei care, influențați de un împărat cu mari orientări musulmane, au pornit lupta împotriva icoanelor și și-au luat la o persecuție foarte cruntă, foarte severă. Există o cale de mijloc, o cale împărătească și o să vedeți că icoanele au locul lor, că nu numai aspectul ăsta dogmatic, ele mărturisesc faptul că Dumnezeu s-a făcut om și ceva absolut s-a schimbat odată cu venirea pe pământ a Domnului Iisus Hristos în privința relației noastre cu Dumnezeu și a felului în care Dumnezeu se descoperă. Deci nu numai atât, da? Asta ar fi să zice numai dogmă și nu ne interesează pe noi prea mult. Însă icoana este o mărturie a valorii pe care fiecare om o are ca purtător al chipului lui Dumnezeu. Cine exclude icoanele e ca și unul care zice, omul nu mai trebuie să aibă față. În locul feței, punem un ecran pe care tot timpul să apară ceea ce vrei să spui. Dacă am duce analiza până la capăt, aici ajunge cineva care exclude icoanele. Și de fapt se și ajunge în lumea noastră la situația asta în care omul nu mai are față, ci doar un ecran prin care comunică și în care postează și arată ceea ce vrea el să arate, însă fața lui nu mai spune nimic. A devenit doar o simplă mască. Dar să ne întoarcem la drumul ăsta nostru, care sper să nu fie prea lung și obositor. În Sfânta Scriptură, îndrăznesc să spun, chiar acolo unde mulți găsesc învățături care nu prea ar interzice icoanele, găsești din potrivă argumente care le promovează. Mă refer la Vechiul Testament, la acele locuri din Vechiul Testament în care citim, de exemplu, să nu greșiți dar și să nu vă faceți chipuri cioplite sau închipuiri ale vreunui idol
care se înfățișeze bărbat sau femeie, sau închipuirea vreunui dobitoc de pe pământ, sau închipuirea vreunei păsări ce zboară sub cer, sau închipuirea vreunei jivine și așa mai departe. De multe ori am auzit acest cuvânt din Vechiul Testament, nu? Mai ales în gura celor care refuză icoanele. Greșeala e că versetul ăsta e rupt de cel dinaintea lui. Versetul 15. Păi din Deuteronom, capitolul 4, versetele 15 și 16. Cei care doriți, puteți să vă notați. În versetul 15, unde începe profetul Moise acest cuvânt, zice așa. Țineți dar bine minte că în ziua aceea, când Domnul va grăi din mijlocul focului de pe muntele Horeb, n-ați văzut nici un chip. Să nu greșiți dar și să nu vă faceți chipuri cioplite sau închipuiri. Ceea ce vreau să țin minte de aici, și știu că puteți pentru că sunteți tineri și aveți mintea foarte ageră și încăpătoare, principiul dat aici de Dumnezeu prin Moise. Nu vă faceți chipuri, pentru că atunci când Dumnezeu v-a vorbit, n-ați văzut nici un chip. Asta ce înseamnă? În momentul în care ei, fără să vadă vreun chip, atunci când Dumnezeu l-a vorbit și ar fi făcut un chip, acela ar fi fost o închipuire. Și Dumnezeu era împotriva acestor închipuiri. Dar, în aceleași locuri din Vechiul Testament, în capitolul, în Cartea Ieșire, citim ceva contrar, parcă. Îi spune Dumnezeu lui Moise: apoi să faci doi heruvimi de aur curat, să-i faci ca dintr-o bucată, ca și cum ar răsări din cele două capete ale capacului. Să pui un heruvim la un capăt, un heruvim la celălalt capăt. Și dă multe alte detalii, iar în final îi spune: vezi să faci acestea toate după modelul sau chipul care ți s-a arătat pe munte. Vedeți ce simplu e. Dacă faci ceea ce nu ți s-a arătat, faci un idol sau o închipuire. Dar atunci când Dumnezeu poruncește să faci așa cum ți s-a arătat pe munte, doi heruvim din aur curat, îi ascultare. Dumnezeu îi spune să faci exact așa cum ți s-a arătat. Acei doi heruvimi ar fi semănat cu multe alte arătări din templele idolilor de atunci. Dar nu erau idoli, pentru că Dumnezeu însuși a poruncit să-i facă după un model ceresc. Heruvimi existau și există în cer. Dumnezeu i-a arătat lui Moise cum arată și a spus așa să-i faci. Exact așa. Când Dumnezeu poruncește mai târziu facerea templului, acolo se amplifică mult lucrurile. Ce pe toți pereții templului, de jur împrejur, pe dinăuntru și pe din afară, a făcut chipuri săpate de heruvimi, de copaci, de finici, de flori împodobite. Sfânta Sfintelor la fel. Avea doi heruvimi, dar nu de dimensiunile celor din cortul întâlnirii, care era mic, ci doi heruvimi cu aripile de 5 coți, împreună erau de 10 coți, asta înseamnă de 5 metri. Erau doi heruvimi imenși, din lemn, dar acoperiți cu aur. Tot așa după chipul care s-a arătat. Deci ce am vrut să spun cu asta, și nu vreau să stau mult aici, deci Dumnezeu nu are El ceva în sine cu imaginile, chiar cu chipul, că acești heruvimi nu erau icoane, erau ciopriți. Deci ei semănau cu statuile. Uite că ne arată Părintele. Trebuie să mă informez, Părinte, că eu nu văd în cerc. Deci nu semănau cu icoanele noastre, ci cu statuile. Dar nu, Dumnezeu nu avea ceva în sine cu aceste figuri, cu heruvimii sau cu florile sau cu ceea ce au făcut acolo în templu sau în cort. Problema era atunci când oamenii le făceau fără să asculte de El, că atunci făceau închipuiri și confundându-le pe aceste,
chipuri ciopite cu Dumnezeu. Asta însemna idolatria. Ei confundau jivinele sau orătăile pe care le făceau, păsările, pietrele, cu Dumnezeu. Ziceau, ăsta e Dumnezeu. Evreilor s-a spus foarte clar, Dumnezeu vostru este un Dumnezeu nevăzut. Heruvimii sunt cei care îl slujesc. Dar voi nu vă închinați lor, voi vă închinați unui Dumnezeu nevăzut. Chiar dacă nimeni n-ar fi îndrăzit vreodată să facă ceva prin care să spurce acești heruvimi sau cortul întâlnirii. Erau obiecte sfinte, erau privite de ei cu mult respect, însă nu erau confundate cu Dumnezeu. Să mai pot spune multe aici, dar nu vreau să vă obosesc. Sper că ați reținut principiul. Când faci ceea ce Dumnezeu a descoperit și a poruncit, faci o icoană. Când faci ceea ce Dumnezeu n-a poruncit, faci o închipuire sau un idol. Când aducem închinare unei icoane, noi, de fapt, ne închinăm lui Dumnezeu, iar ei, când aduceau închinare idolilor, vedeau în ei pe Dumnezeu. Nu vedeau pe Dumnezeu nevăzut. În Noul Testament găsim mult mai mult despre ceea ce înseamnă pentru noi icoanele. În Vechiul Testament, Dumnezeu, așa cum am citit, atunci când le-a vorbit, nu li s-a arătat. Ei n-au văzut niciun chip. Și chiar și când îl auzeau pe Dumnezeu, ne spune Scriptura că tremurau de groază și au cerut ca Moise să fie un intermediar între ei și Dumnezeu. Pentru că nu puteau suporta prezența lui Dumnezeu. Vine Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și în primul capitol pe care îl scrie chiar în prolog, zice așa. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Aici aș vrea să observăm acest cuvânt nimeni și vreodată, aceste expresii, care, după cum scrie Sfântul Apostol Ioan, au valabilitate până în momentul în care cuvântul s-a făcut trup, cu care el își începe Evanghelia. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, Dumnezeu era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup, zice versetul 14. Deci până când cuvântul s-a făcut trup, e valabil ce zice aici. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dar el vrea în mod special să ne spună că lucrurile s-au schimbat total, radical. De-aia zice mai departe, Fiul cel unul născut care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Lucrurile s-au schimbat. Dumnezeu s-a făcut om, cuvântul s-a făcut trup. Și Mântuitorul însuși va spune în capitolul 14 spre uimirea ucenicilor, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Pentru că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Cum zici tu, dar celul Filip, arată-ne pe Tatăl. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Deci cine am dorit să spun acum că noi încă vorbim doar de un Dumnezeu nevăzut, ar fi un om care rămâne tot la Vechiul Testament. Ceea ce ne spun Sfintele Evanghelii e tocmai asta. Lucrurile s-au schimbat total. Dumnezeu ne vorbește prin Fiul Său, cel unul născut, care, ne spune Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Coloseni, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut peste toată zidirea. Și acum aș vrea să ajung la ceva ce ziceam la început, se leagă de valoarea noastră a fiecăruia ca oameni. Dumnezeu, de fapt, de la început, de când a făcut pe om, ne spune în Scriptură, în Genesa, capitolul 1, ce să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Multă vreme, mulți au susținut chipul Dumnezeu în om se referă numai la oarece însușiri morale.
ați învățat voi la religie sau poate și la psihologie, rațiune, voință și sentimente. A fost însă o luptă dură în istoria bisericii, dusă de niște călugări prin primele secole, dacă mi-amintesc, în secolul IV, care susțineau că nu pot spune numai atât. Omul nu numai prin asta se aseamănă cu Dumnezeu. Și au provocat o largă dispută teologică care i-a făcut pe unii sfinți părinți să vadă de fapt că lucrurile sunt mult mai profunde. Și atunci au văzut ceea ce în parte am spus deja. Că atunci când Dumnezeu a spus la începutul creației să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, era un dialog în sânul Sfintei Trăimi, de unde ne spune Sfântul Ioan că a venit Hristos, care este în sânul Tatălui. Un dialog între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și când Tatăl spune să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, își privește Fiul și vorbește cu El și cu Duhul. Și se referă la om ca fiind după chipul Fiului, și omul a primit acest chip nu întâmplător, ci Dumnezeu știa că la vremea potrivită El însuși va trebui să-și ia chip omenesc. De aceea a făcut omul după chipul Lui, pentru că la vremea potrivită, zice Sfântul Ireneu și Sfântul Nicolae Cavasila, El să-și poată lua din neamul oamenilor Maică. Deci Dumnezeu nu l-a făcut pe om într-o stare de diferență incompatibilă cu El. Și când Dumnezeu zice să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră, într-adevăr pune în om o frumusețe, o slavă, o strălucire, ceva din El însuși, o scânteie dumnezeiască. Și asta se vede și în fața omului. Deci omul nu poartă față la întâmplare, ci pentru că se aseamănă cu fața Fiului Dumnezeu. Zice Părintele Stăniloae că fiecare om nu e altceva decât un mod propriu în care Hristos își pune chipul lui în el. În fiecare om poate să strălucească, dacă omul lasă asta, în fiecare om poate să strălucească ceva din slava și din frumusețea lui Hristos. De aceea, noi chiar și la mormântare cântăm lângă cel adormit, chipul slavei tale cele negrăite sunt, măcar că și port ranele păcatului. Păcatul n-a reușit să distrugă cu totul acest chip pe care Dumnezeu îl pune în om. Aș merge și mai departe. Din păcate, noi, prin fiecare păcat pe care îl facem, stricăm cumva frumusețea pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Chiar în chipul nostru. De ce ne-ar fi nouă de folos icoanele? Ele trebuie neapărat văzute în legătură cu Scriptura. Ziceau Sfinții Părinți de multe ori, ceea ce este Scriptura pentru omul cunoscător de carte, aceea este icoana pentru cel care nu știe citi. Un om care știe citi deschide Evanghelia după Luca la primele două capitole și citește acolo despre nașterea Domnului. Și vede tot ce s-a întâmplat. Pe Maica Domnului, pruncul, pe dreptul Iosif, vede magii venind, vede iezdea, vede boii, vede tot ceea ce ne spune Evanghelia, că s-a întâmplat la nașterea Domnului. El citește și vede. Dar pentru cineva care nu știe citi, când privește icoana nașterii, dintr-o dată înțelege tot. Ceea ce îți dă o pagină a Evangheliei, îți dă o pagină sau o icoană prin culori pictate de un pictor priceput și un pictor înduhovnicit. Așa trebuie să vedem icoanele, ca o lucrare complementară cu Scriptura. Scriptura ne înfățișează lucrurile lui Dumnezeu prin cuvinte, icoanele ne înfățișează prin culori. Sunt oameni care s-au convertit la credință
citind Scriptura. Dar sunt și cazuri celebre de oameni care s-au convertit la credința creștină primind o icoană. Două icoane avem deosebite. Icoana răstignirii, zicea în urmă cu ceva timp, vreo 2 ani dacă mi-amintesc, aici părintele Andrei Coloian, care a fost ales la Nicul, acum e la Deva, zicea că și un păgân, dacă privește icoana răstignirii, îi tulburat. Pricepe ceva. Ceva în sufletul lui vorbește. Își dă seama că în chipul acesta răstignit pe cruce îi mult mai mult decât un simplu om. Și mulți oameni privind icoana răstignirii au ajuns, să zicem așa, străpuși la inimă, au văzut cât de mult îl iubește Dumnezeu pe om, pentru că după Sfinții Părinți, dacă cineva vrea să vadă iubirea lui Dumnezeu, asta se vede cel mai bine în chipul Mântuitorului răstignit, încoronat cu spini și plângând și cerând iertare pentru noi păcătoși. O altă icoană celebră care arată că icoana, în mod normal, nu e doar un fel de material didactic, ci și purtătoare de har, este icoana Sfintei Treimi a lui Rubliov. Andrei Rubliov, un pictor sfânt, în secolul 15, a făcut această icoană. Cei care sunteți interesați puteți să vedeți filmul cu numele ăsta și vedeți istoria ei. Icoana asta are ceva tainic în ea. Acest pictor sfânt, canonizat de Biserica Rusă, n-a făcut altceva decât să pună într-o formă unică o imagine biblică. Dumnezeu, Sfânta Treime, îl vizitează pe Avram la stejarul Mamrei. Și în chipul a 3 îngeri apare Sfânta Treime la Patriarhul Avram. Însă Rubliov a reușit să surprindă cu atâta finețe și delicatețe iubirea și frumusețea Sfintei Treime, încât au fost oameni de-a lungul istoriei care, privind această icoană, au ajuns să cunoască iubirea lui Dumnezeu și să vadă frumusețea credinței creștine. Depinde de sufletul și sensibilitatea fiecăruia. Bineînțeles, cum am zis la început, nu trebuie să rămânem numai la icoană. Avem cuvântul scris și, fără nicio îndoială, de aceea Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul în Sfintele Evanghelii, în Epistol, în Vechiul Testament, ca să-l citim, ca să-l înțelegem, însă trebuie luate neapărat împreună. Aceste icoane ne garantează nouă o continuitate de credință. Pentru cei care doriți, sunt studii făcute. Eu am fost surprins când am văzut, într-un studiu, icoane foarte vechi. După unii critici ai icoanelor, icoanele au apărut târziu, prin secolul 6-7. Am fost surprins să văd icoane din secolul 2-3. Și cei care merg în vizită la Roma pot să vadă că pe pereții catacombelor creștinii au pictat icoane. Deci icoanele nu au apărut numai odată cu legalizarea creștinismului de către Constantin. Au fost și înainte. Și există niște trăsături oarecum păstrate în fiecare icoană ale Sfinților și mai ales ale Mântuitorului. În ultimii câțiva zeci de ani de când s-au făcut cercetări pe Giurgiu de la Torino, se poate arăta că există foarte mare asemănare între felul în care arată Mântuitorul Hristos în icoanele ortodoxe și chipul lui imprimat pe Giurgiu de la Torino. Dacă doriți odată la un studiu biblic, o să aduc o carte în care se poate vedea asta și ne putem lămuri. Dar am vrut să înțelegem că e un lucru important. Faptul că de la începutul bisericii creștine, de la început creștinii au avut icoane. Ori atunci când noi păstrăm aceste icoane, le multiplicăm, le avem în biserică, în casele noastre, noi ne înscriem în aceeași comuniune de credință cu ei. Așa cum nu trebuie să inventăm noi acum ceva din Evanghelie, pentru că le avem scrise. Așa și chipul Mântuitorului noi îl avem pictat în icoane. Părintele Nicolae Ștaian, și cu asta mă apropii de încheiere, a adus un argument foarte important legat de icoane.
La unii vi l-am mai spus și cer iertare dacă repet și vă plictisesc. Psihologii au descoperit și au dovedit, dacă vreți științific, că oricum ai face, chiar dacă ai zdrobi toate icoanele din biserică și din lume, omul tot iconic gândește. Omul nu poate gândi decât în imagini. Deci noi atunci când am citit Evanghelia și dacă n-am avea icoana nașterii sau icoana Bunei Vestiri sau o altă imagine din Evanghelie prinsă în icoană, în mintea noastră noi începem să construim icoana. O construim oricum. Partea bună pentru noi, ca și creștini ortodoxi, având icoanele, e că nu riscăm să ne imaginăm tot felul de caricaturi, cum s-a întâmplat mai nou. Deci noi avem acest tezaur bogat cu icoane, în care sprinse toate scenele biblice de care ne vorbesc Evanghelie sau chiar Vechiul Testament, și ne ajută foarte mult că atunci când citim, să ne imaginăm, să ne închipuim ceea ce trebuie. Nu să ajungem la închipuiri greșite. Deci, oarecum, primind și respectând și având icoane, cinstindu-le, nu riscăm să cădem în ceea ce Dumnezeu îi zice în Vechiul Testament. Închipuirile. Dar, mai ales cu asta aș vrea să rămâneți. Orice icoană a Mântuitorului, a Maicii Domnului cu pruncul, a Sfinților, să o vedem ca o dovadă a apropierii desăvârșite de Dumnezeu de noi. Prin orice icoană să vedem că ceea ce era în Vechiul Testament s-a depășit. Dacă atunci Dumnezeu nu s-a arătat, acum Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Dumnezeu a venit în cea mai mare apropiere de noi. A luat chipul nostru pentru că noi luasem chipul mai de mult de la El. A venit să ne caute și acum nu trebuie altceva decât privind la El, zice Sfântul Apostol Pavel, privind fața Domnului și în Scriptură și în icoană, cu fața descoperită ca într-o oglindă, să fim schimbați în același chip cu a Lui prin Duhul Domnului. Să fie icoana o provocare făcută nouă de către iubirea Lui Dumnezeu la a ne curăți de orice păcat și privind la Domnul Iisus Hristos, la frumusețea Lui, la bunătate, la dragostea Lui, să se imprime și în noi, în sufletul nostru și apoi chiar în fața noastră trăsăturile Lui. Domnul să ne ajute. Amin. Slavă Domnului.